Vă spun bună seara, Dan Alex în fața noastră după jocul din această seară, câteva cuvinte, apoi întrebările noastre. Primul rând, mai salut o dată. Bună seara, un joc disputat, am fost echipa care am făcut pressing sus, avansat, am riscat foarte mult, lăsând tot meciul fundași centrali 2-2 cu Iancu și cu Ganea. Am preferat să riscăm pentru că îmi doream foarte mult să câștigăm. Am avut situațiile noastre. Cred că, în afară de acea ocazie lui Ganea, unde inevitabil te pot prinde într-o contră, pentru că Viitorul este o echipă reactivă, o echipă cu rit foarte bun, era imposibil să n-aibă situații la cum am riscat astăzi. În schimb, am presat Viitorul, i-am dominat pe finalul jocului, am avut un gol anulat, poate Gheorghe trebuia să dea la poartă, dar una peste alta am felicit echipa pentru că nu e ușor să joci împotriva Viitorului, o echipă omogenă, o echipă care n-a pierdut sezonul ăsta și o echipă care dacă o lași își impune ritmul și ți-e foarte greu să joci împotriva ei. Întrebări. Cât de important este lipsa unui atacant central? S-a văzut că nu avem figură pentru... Foarte mare. Practic am jucat repriza doua fără atacant. Am încercat să improvizez pentru că asta e situația. Tuncara, din păcate, a cerut schimbare, a simțit ceva la mușchi, la mușchiul piciorului. Sper să nu fie ceva grav. Tuncara este un jucător foarte bun, dar se vede că n-are pregătire. Și suferă, este și un jucător de talie, jucător masiv, care de obicei jucătorii de genul ăsta își găsesc ritmul foarte greu. Apoi am jucat cu Julien atacant, cu Ajavi, am încercat să-i schimb. Așteptam contra care să facă diferența, am avut-o, dar din păcate a fost offside și a fost gol anulat. Mulți dintre jucătorii astăzi nu par de la parametru, cât mai au nevoie pentru... Gândiți-vă că foarte mulți au venit foarte târziu. Da, echipa arată bine din punct de vedere fizic. Nu este ușor să faci pressing Viitorului 90 de minute. Sigur, am avut perioade în timpul jocului în care i-am așteptat, pentru că e foarte greu să faci lucrul ăsta cu o echipă care mută mingea foarte rapid și care au calitate și numai asta fac. Echipa arată bine fizic. Am arătat bine fizic și cu Steaua, am arătat bine fizic și la Voluntari, am arătat bine și fizic și cu Media și dar din păcate nu cum am arătat în jocurile care vi le-am zis. Nu e problemă fizică, ușor jucătorii care au venit încep să-și găsească ritmul. Sunt supărat pentru că n-am câștigat astăzi, mi-am pus mari speranțe că putem câștiga, dar până la urmă a fost un joc bun și îmi felicit echipa. Urmează un program dificil. Dificil a fost de când am început cu Steaua. Am jucat Steaua, Media și Viitorul. Toate echipe de play-off. Mergem la Craiova, iarăși o echipă rănită care au ceva probleme, dar au jucători excepționali. Un meci foarte greu va fi acolo. Ce apoi ce fără? Echipa momentului. Momentan nu. Așteptăm să ieși Budescu. Normal. Budescu. Și sperăm să-și revină cât mai repede Alibec. Sigur, stai. Nu, Budescu e legat de Astra. Am înțeles că are o relație foarte bună cu domnul Nicolae, cu Dani Coman. Sunt și rude. El este și din Ploiești, noi facem antrenamente la Ploiești. Eu nu pot decât să îi felicit pe cei din conducere pentru că au reușit să-l convingă să semneze cu noi. E greu, sunt jucătorii excepționali. Am antrenat la echipe mici ca și perspective, pentru că asta a fost situația. Într-adevăr, sunt doi jucători care au făcut un nume în fotbal românesc. Sunt excepționali și nu pot decât să fiu bucuros pentru faptul că pot să-i antrenez. Eu cred că da, pentru că indiferent de ce adversar am avut, except în primele două etape, pentru că atunci chiar că am fost o echipă nouă și nu au venit jucătorii care au calitate,
ne luptăm de la egal la egal, avem chiar momente mult mai bune decât adversarele noastre, avem jucători cu calitate și eu cred că putem să ne batem la timp. Care e sentimentul când te uiți la clasament și vezi Dinamo pe ultimul loc, pe ce se dă două locuri mai sus decât ei? Vă dați seama că, nu știu dacă s-a mai întâmplat o asemenea situație, Dinamo și Steaua sunt două echipe de etalon în fotbalul românesc. Îmi pare rău pentru ele, dar asta e. Nu cunosc ce se întâmplă acolo, dar cu siguranță sunt ceva probleme. CFR și pe CSB încearcă să intre în lupta în această săptămână. Care are șansa? CFR-ul, indiferent de adversar, au arătat o maturitate incredibilă. Sunt o echipă cu foarte multă experiență, o echipă care joacă cu foarte multă încredere. Au un antrenor care eu îl consider foarte, foarte bun pe Dan Petrescu. Iar despre FCSB, le doresc multă baftă. Au probleme și probabil și pun mari speranțe în calificarea împotriva lui Guimaraes. Se știu că au fost discuții în iarnă, v-au mai căutat acum vreunul pe care... Nu, dar au fost acele discuții. Nici nu se pune problema și am treabă la... Am treabă aici la asta. Asta a fost. Avem aici. Așa. Trebuie microfoane, că nu mai am voce. Da. Cum am spus, când nu câștig, nu-mi place. În gândurile noastre a fost să venim să luăm cele 3 puncte. Știam că întâlnim o echipă care are talent, speculativă, cu fotbaliști care au un fotbal foarte bun. În ei, dacă le dai spațiu, când i-am pus în criză de spațiu și timp, cred că am controlat meciul, ritmul jocului. Când i-am lăsat să joace, le-am dat spațiu, au calitate, știu fotbal și atunci am suferit noi. Din păcate, mai grav, că când am luat mingea,
N-am știut să jucăm fotbal iute, fiecare a ținut, a făcut 2-3 atingeri în plus și e clar că de aceea cred eu că nici n-am avut în față în ultimii 30 de metri soluție, pasă bună, șut, centrare. Din păcate, ne-am creat foarte multe, am luat foarte multe mingi, dar la toate acțiunile de atac care puteam să le iubțim, să facem un atac rapid mai bun, din păcate nu le-am făcut. Dar asta e un punct în deplasare cu Astra, pe o căldură destul de mare, umiditate. Nici n-am fost proaspeți, pare-se, în ultimele 30 de minute. Până la urmă puteam să pierdem, dar și puteam să câștigăm, că am avut bară. Așa e fotbalul. Un rezultat care nu cred că mulțumește nici pe noi, nici pe Astra. Cam asta. Altceva. Ce v-ați dori să vedeți astăzi și nu ați văzut pe echipă? Păi, ți-am zis înainte, ultimii 30 de metri. Am jucat atacant. Creativitate multă în ultimii 30 de metri. Ultima pasă de la decar, de la atacanți, de la mijlocași. Trebuie să aduci mai mult, altfel degeaba produci fotbal până în ultimii 30 de metri sau până aproape de 16 metri, dacă acolo nu vezi calitate, atât la noi cât și la ei, cred că s-a văzut puțină calitate în ultimii 30 de metri. Vorbim cum a fost anul trecut, când nu dădeam goluri și nu aveam inspirație sau nu eram acolo. Trebuie să facem ceva, să schimbăm lucrul ăsta ca să marcăm 3-4 goluri pe meci, altfel. Așa cred eu că o să mergem din egal în egal sau din frângere. O să vină și înfrângerea. Eric, a început foarte bine campionatul. S-a văzut astăzi că ați avut... Păi de-aia am dat 3 zile de vacanță. 4 zile. Nu e accidentat, Eric. E în vacanță la Constanța. Nu vorbesc de jucătorii care i-am, nu vorbesc de jucătorii care sunt accidentați, v-am zis de jucători, așa că... Eric e unul din jucătorii noștri. Nu e doar Eric în echipă și trebuie să vorbim numai de Eric. Trebuie să vă respectați și pe ceilalți, pe Mățan, pe Iancu, pe cei care muncesc, care au muncit pentru echipă, să vorbiți și de el, nu numai de el. Eric e în vacanță la Constanța, e refacere, vom vedea când va reveni. Altceva? Da, la meciul... Iar faci pagina, zic, v-am dat, faceți pagina, mamă, Hagi cu Eric. Nu e nimic. Da. Astra are jucători foarte buni, experimentați. Dacă le dai spațiu, sunt și fotbaliști foarte buni. Atât în apărare, cât și la mijloc, cât și în atac. Ați văzut lucrurile, da? Când noi am făcut ce trebuie, pentru că ăsta e jocul nostru, trebuie să punem adversarul în criză de spațiu și timp, să nu-l facem, să nu-i dăm spațiu să gândească. Când am făcut-o, ne-a mers jocul. Când nu, trebuie să revizuim niște lucruri, pentru că mijlocașii țin mult mingea, nu au soluție, nu dau viteză jocului și după aceea atacanții cred eu că vin între linii, dar o țin prea mult, nu joacă simplu, nu joacă iute, nu atacă spațiile în spatele apărării și astea trebuie să lucruri elementare, de bază, care trebuie să le faci. Cu o echipă care știe să atace pozițional, ai nevoie de atacanți, de decar, oameni de gol și de mijlocași care intră din linia a doua, care șutează, cum a dat Ciobanu, golurile, șuturile care le-a avut, mijlocași care știe să bage mingea în spatele apărării, cu atacant care știe să demarce în spatele apărării, să atace spațiu, nu numai la primit să vină, să o țină, să o țină, să o țină, până când, cum ce noi fotbaliștii, să o umpli de sânge și să o pierzi, în loc să-i dai drumul să redublești, să ce vezi, să joci ce vezi și după aceea să atați spațiu. Deci lucruri elementare de fotbal normal, adică pare rău că le-am și zis în vestiar, că trebuie să fie mai atenți la tot ce vorbesc și ce zic, că în continuare cred că le zic lucrurile bine. Vă surprinde că Budescu ales se întoarce în limbările astea? S-a întors? Ok, foarte bine. El știe, da. E un club care l-a crescut, un club care a avut grijă de el, l-a adus unde a adus și probabil recunoștință. Foarte bine. Așteptăm. Dar să nu joace bine cu noi, cu ceilalți, să-i bată pe ceilalți, nu pe noi. Bine ai venit. Mâine seară, ce șanse de așteptări? Mai mari decât cu Celtic sau... Nu, e greu, e o dublă foarte, foarte grea. Dar ce a fost greu a făcut, acum trebuie să facă și imposibilul sau mai mult decât o minune.
pentru că au capacitate și au arătat cu că sunt în formă, echipa care îi bagă Dan în cupele europene arată foarte bine. Mai găsește domnul Petrescu cu mâine 3-4 ore la dumneavoastră? Acum nu mai spuneți Dan, îi spuneți domnul Petrescu. Și a câștigat acum, gata. Bravo lui. De ce nu? De ce nu? Păi Steaua are spirit. Sau FCSB are spirit. Eu cred că ăla nu s-a pierdut încă. Da. Eu cred că da. S-a arătat și la meciul în deplasare. Cine zice că a fost ușor să câștigi în deplasare în momentele în care erau ei acolo, nu cred. Cu mulți jucători accidentați, cu jucători tineri care au jucat acolo, jucători noi. Fotbalul nu e ușor. Chiar dacă ne dorim cu toții să câștigăm, că suntem fericiți, ne dorim să dăm, marcăm 3 goluri, 7 goluri. Uite că Barça cheltuie cât cheltuie și pierde și alții la fel cheltuie și nu știu câte milioane și pierd. Că așa e sportul. Deci e de făcut din cineva câștigă și cineva pierde. Cineva e fericit și cineva e necăjit. Dar la noi în seara asta amândoi suntem și eu și Alexa suntem așa și așa. Că fotbalul românesc nu poate crește atât timp cât cele mai importante echipe, Steaua și Dinamo, nu sunt din nou în fruntea României. Și vedem acum că e fix opusul, sunt pe fundul clasamentului. Nu știu. Vedem în timp dacă am zis bine sau nu. Dar eu zic că am zis bine. Pentru că îmi place să analizez, iar când scot pe gură ceva, sunt responsabil. Și îmi pare rău. Îmi pare rău că se întâmplă, dar Steaua și Dinamo sunt entități, sunt cum e Real Madrid și Barcelona. Pentru noi, România, cluburile cele mai, cu toate că au fost celelalte cluburi, care Craiova, UTA, care au făcut Piteștiul, care au mai făcut ceva, dar ele ne-au scos în lume, ne-au arătat că se poate câștiga. Acele cluburi câștigătoare, spirit adevărat acolo e. Iar acele cluburi să ajungi după 30 de ani, să ai buget 10 milioane. Îmi vine să râd. Îmi vine să râd. Dar de ce credeți că nu mai vrea niciun pentru că... Cum? De ce credeți că nu mai vrea niciun antrenor? Asta credeți dumneavoastră? Eu n-am de unde să știu și nu pot să vorbesc de niște... Sunt întrebări care mi le pui. Eu vorbesc de fotbal românesc când nu ieși și îmi spui de ce nu merg antrenor la fel. De ce mă interesează pe mine dacă merge sau cine merge. De aceea am ajuns, pentru că Steaua și Dinamo a ajuns unde au ajuns. Iar când ele o să fie puternice, mari, atunci fotbal românesc avem o speranță iară, pe plan european. Da? Pentru că ele acolo știu să câștige, au spirit, au făcut-o bine, iar când au selectat pe cei mai buni jucători, acolo... au făcut performanțe mari. Numai ei puteau să ne scoată în lume. Acum cred eu că din ce în ce, da, cu bugetele care le avem, eu vă zic de bugete, eu aud, mergeți în continuare, scrieți despre întrebarea dinainte cât vreți, dar eu zic că primul lucru în România trebuie să vorbim de organizarea cluburilor, ce bugete avem față de celelalte și după aia începem să discutăm de valoarea jucătorului, de cât trebuie, de ce trebuie să facem, ce tip de antrenor, ce manager. Și tot, pentru că prima oară e administrativ. Și când vorbești de partea administrativă, trebuie să ai conducere care produce bugete. Conducere care produce bugete, de la cel mai înalt nivel. Iar fotbalul românesc trebuie să fie susținut, cum era înainte. Stadioane pline, stadioane care, orice stadion era plin, se juca fotbal cu 40.000 de oameni, cu 30.000, cu 50.000, dar toate. Și acum la stadionul arată, oamenii au fugit de la stadion. De ce au fugit? Eu vă pun întrebări, dar nu mi le dați. Vorbiți de altele. Ce, fotbalul românesc nu e iubit? N-are tradiție? Ba da, nu sunt bani. Ba da, sunt bani. Sunt mulți. Să vină bogații, oamenii cu bani, iar guvernul și țara să sprijine sportul. Să ieșim în lume, că altfel. Atunci vom avea și echipă națională competitivă, puternică, care se bată în Europa. Până atunci nu se poate. Aia cu ce a făcut Gigel, ce a făcut Ionel, una singură, nu, tot fotbalul românesc. Divizia A, divizia B, divizia C. Trei categorii, organizate la nivelul cel mai mare. Prima oară banii și după aceea să vorbim de antrenori, de strategie tehnică, de concept, de sisteme, de selecție, de ce aducem la noi în țară,
Ce tip de jucător străin aducem? Cum să-l aduce? Ai bani? Ce, nu vreau să am și eu 20.000, 30.000 să plătesc? Ba da, vreau, dar de unde? Altfel cum? Și mă duc și mă comparați să mă duc. Îmi dau ăia cu terenul în cap, belgenii. Dar cât au ei buget? 50, 80 de milioane? Păi atunci cum să fim competitiv cu ei, domnilor? Facem, vrei să facem... ok, CFR-ul a concurat, nu? Câți jucători români erau titulari? Vedeți? Deci, ne ducem pe drumul ăsta. Cum s-a câștigat Liga Campionilor? Cu toți jucătorii români. Cu toți jucătorii români. Domnilor, sunt niște lucruri care profunde, care dacă ești atât de... Eu vreau să mă duc în ele, să dau un sens. N-am nicio... Deci pe mine tot timpul mă băgați ca atac, că fac. Dacă ies aici așa am un nume și știu că... știu că apasă. Numele ăsta când spune Hagi apasă, că are personalitate. Dar zic niște lucruri care cred eu că sunt bune pentru fotbal românesc. Vreau să progresăm, vreau să fim mai buni, vreau să devenim competitivi, vreau să ne batem cu cei de afară. Putem să-i batem. Ne lipsesc bugete, investiție în fotbal, în sport și partea cealaltă, după aceea începem să vorbim de școală, de antrenori, pentru că antrenori avem. Generația noastră și generația după noi e școlită la nivelul cel mai mare, afară. Așa că nu avem teamă de ei, nu ne e teamă, nu sunt mai buni ca noi, sunt și ei oameni ca noi, dar fără să ai o investiție la nivelul măcar minim de care trebuie să o facem, nu avem cum să devenim competitivi la cluburi. Nu putem să ne luptăm cu cei de afară, nu mai putem. Mai ne-au scos și din cupe, cum a zis Petrescu, 7.000 de calificări, ei aduc câte 150 de milioane și cu încă două echipe în UEFA League, încă vreo 30, 200 de milioane pe an, intră în Spania, în Germania, în Franța, în... La noi ce intră? Dați-mi alta. Vedeți? Vă zic alta. Cât intră de afară, în țară? Niciun ban. Câte 500 de mii, câte 300 de mii, câte un milion. Ce sunt ăia? Ce bani sunt ăia? Domnilor, ce sunt ăia? România e o țară dezvoltată, o țară puternică în Europa. Are populație, e a șaptea țară ca și populație. E veche în fotbal. Iar, zic doar atâta. Sper să ne trezim. Pentru că scopul acestui, tot ce zic eu, dar tot ce zic eu, părerea mea, bună, mai puțin bună, cum e, are un singur obiectiv, un singur scop. Și acela e de a forma jucători pentru echipa națională. Toți din România suntem la... trebuie să pedalăm. Să scoatem jucători pentru echipa națională. Să mergem în lume. Iar sportivi care să se ducă în lume, să reprezinte România. Dar acești copii au nevoie de condiții, au nevoie de susținere, au nevoie de un mediu sănătos, un mediu puternic, un mediu care competitiv. Nu care să mergem cu, să jucăm cu cei, cum v-am dat exemplu, cu pantofii. Când am auzit, venea să mă dau capul de... Vedeți, ce să fac? E normal așa ceva? După aceea trebuie să fii competitiv cu el. Salzburg are 10 milioane la academie. 10 milioane, am vizitat academia. Știți ce e înăuntru? Cum era pe timpuri? La noi. Testați, făcuți, control medical, tot de la 13 ani. Duceți-vă la centru sportiv să vedeți că am dosarul atâta. Așa se făcea înainte. Acum se mai fac? Pentru că tu trebuie să știi cine e competitiv, la ce nivel e, care e gradul lui, de ala, de fizic, de tot. Pentru că totul trebuie să știi cu cine lucrezi. V-am dat secret acum, un secret din lucrurile mele. De-aia am reușit. Pentru că știu să fac lucrurile, am folosit proiectul nostru care am crescut noi. Pentru că eu sunt format în România. Nu m-au. Cei de afară m-au făcut mai bun. Acolo m-am făcut și mai bun. Dar eu sunt format în România. Cu acel proiect. Și din generația mea, toți, dar toți din 90-2000, suntem făcuți școliți acolo, la Luceafăr. Iar proiectul meu atunci, de aceea am făcut Academia. M-am dus cu ea. Și am făcut un concept, e scris,
O să vi-l arăt în luna, în lunile următoare, o carte, să vedeți că știu ce vreau de la viață, știu ce vreau, cum drumul care trebuie să încerc să-l faci să devii cel mai bun. Am demonstrat-o. Apropo de Popetescu, am demonstrat, ce mai am de demonstrat? Am arătat că se poate. Există un drum, o idee despre fotbal, există multe, dar eu am o idee și mă duc pe ea. Nu mă schimb cum bate vântul. Nu, pentru că mi-arată minusurile. Când pierd, mi-arată minusurile care le-am și astea mă fac ca să devin mai bun. Și atunci încerc să le... mă dezvolt acolo unde am minusuri, nu unde merge lucrurile bine, ca să progresez. Cam asta e. Fotbalul unesc are, toți muncim pentru România. Pentru a scoate fotbaliști sportivi ca să ne reprezinte în lume. Toți muncim pentru echipele naționale. Divizia A, divizia B, divizia C. Toți. Așa trebuie să fie perceput. Iar copiilor să le creăm o stradă în care el să poată să crească. Adică treptele. Treptele. Pentru că drumul trebuie totdeauna să duci mai sus, mai sus, mai sus. Și voi ați văzut că eu nu opresc jucătorii. Pentru că am limitele mele, conștient de ele și n-am cum să-l opresc. Îi dau drumul când trebuie, când cred eu, pentru a progresa. Când mi-a făcut, mi-a dat totul la mine, îi dau imediat drum. Chiar dacă e sumă mai mare, mai mică, pierd, câștig, nu... oricum el mi-a dat făcut bine. Un jucător când pleacă de la mine, înseamnă că și-a făcut datoria vis-a-vis de mine. M-a ajutat, m-a sprijinit, mi-a dat, are o cotă, aduce niște bani în club. Pentru, cu banii aia încercăm să facem bugetul și toate. Dar cred eu în România cluburile mari, e nevoie de cluburi mari, de organizare foarte bună și de bugete. Pentru că uitați-vă la vecinii noștri și au ajuns să aibă bugete mult mai mult ca noi, mult mai mare. Și atunci e normal că ei, când ai lucrurile astea și te pricepi, că poți să iai și să cheltui. Dacă m-au auzit la televizor, păi domnule, i-a avut, dar ai cheltuit. Trebuie să te pricepi. Una e să produci și după aia trebuie să te pricepi să faci lucrul ăla tehnic, să te duci sus. Dar ne trebuie bani. Ne trebuie bani și organizare tehnică. Și antrenorul să fie respectat în România mult mai mult și fotbalistul. Cum eram înainte. Cum era antrenorul, era perceput foarte bine. Jucătorul de fotbalist se spunea că e artist. Era plăcut, era curtat, era ca artiștii. Acum, din păcate, când văd cum se vorbește despre el, cum se zice, chiar dacă ne mai supărăm noi pe ei, da. Ar trebui să creăm idoli, idoli care au făcut lucrurile. Dau un exemplu. E nevoie în România de exemplu pozitiv. Nu putem să mai trăim cu negativismul. Nu putem. N-avem un singur... Drumul nostru e numai în groapă. Dacă o ținem așa și cât vreau eu să mă încerc să fiu pozitiv, să încerc să aduc lucruri care să mă facă să mă mișc. Jucătorilor să-i fac să se... Chiar dacă el normal ne mai spunem câte una, facem analiză, ne-o spunem în față, dar e analiză. Dar jucătorul are nevoie de liniște, antrenorul trebuie să-și vadă de meseria lui. Patronii să facă bani, bugete. Președinții, patronii, să aducă bani, să creștem. Că numai dacă ai, poți să te dezvolți. Să ne dezvoltăm. Să gândim pozitiv, să vedem lucrurile bune, să dăm exemple de oamenii care au făcut lucruri, care dau un sens pentru a ne motiva. Eu cred că societatea noastră asta are nevoie. De lucruri importante, lucruri frumoase, ca să ne aducă să fim motivați. Să zâmbim, să râdem, să promoționăm puțin succesul. Nu doar insuccesul, nu doar lucrurile negative, nu doar... Că ele există și ele, dar parcă răul e promovat mult mai bine decât binele. Și eu nu cred că... Eu știu că în lume binele e totdeauna mai bun ca rău. Și trebuie să fii în mintea ta, în tot, să gândești să fii bun. Așa zice Dumnezeu, să fii bun. Bine și să vezi binele și să fii bun. Să-ți iubești aproapele, să-l ajuți, să te duci, cum zic eu, la jucători. Stai cu el, ajută-l, nu-l critica în teren, fără minge, du-te și ajută-l. El a pierdut totul, du-te și recuperează. Nu, n-ai timp să dai din mâini. Și atunci o să progresăm. Cam asta. Să dea Domnul să fie cât mai repede, personal încerc să fac și eu cât pot, încerc să mă dezvolt cât pot, vedem ce se poate și ne mai vedem, nu mai vine.
prindeți, mă prindeți și tot îmi dați cu asta.